Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat! Astăzi testăm parfumuri și dăm note. Și chiar vă rog și pe voi, dacă ați testat dintre parfumurile despre care vorbim astăzi, să le dați și voi note. Chiar sunt curioasă de ce note ați dat voi acestor parfumuri. Știți că eu fac mereu seria cu le-am testat. Nu apuc mereu să testez foarte multe parfumuri și așa că fac clipul acesta destul de rar. Dar m-am gândit să vin cu această serie nouă, cu parfumuri pe care le testăm și le analizăm împreună și le dăm și note. Este cam tot seria le-am testat, dar cu un format diferit. De această dată m-a inspirat TikTok-ul. Pe TikTok sunt multe fete care testează în magazine parfumuri și dau note. Și zic să facem și noi asta astăzi. Am aici lângă mine vreo 8 parfumuri despre care vorbim și o să încep cu unul pe care l-am mai mirosit o singură dată și deja am așa o idee despre el. Este vorba despre Aqua Allegoria Forte Nerolia Vetiver. Super, mi-a căzut pe jos. Am mai testat recent niște alegorii și mi-a atras atenția Orange Soleia. Deci dacă ajungeți în magazine, în Douglas cred că am testat, sau Sephora, nici nu mai știu, dacă ajungeți în magazin, testați Orange Soleia pentru că mi se pare foarte frumos, mi se pare un parfum de vară citric, natural, suculent, foarte, foarte, foarte frumos, foarte frumos. Chiar mi-a atras atenția parfumul acela, dar haideți să vorbim despre Nerolia Vetiver. Nerolia Vetiver este un parfum floral cu mult neroli și să știți că până acum nu am testat prea multe. Cred că am mai testat unul din gama asta, forte și da, chiar este un parfum foarte puternic, și persistent, pentru că știți că cele normale nu sunt atât de persistente, dar oricum, eu sunt mulțumită de ele. Are mult, mult, mult neroli. Eu v-am mai spus despre neroli că îmi place în combinație cu alte note și că în unele parfumuri nu prea îmi place. Și acesta este unul dintre parfumurile în care neroli este prea mult pentru mine. Nu îmi place așa per total ca și parfum. Nu l-aș purta cu mare, mare plăcere, se simte și un iz aromatic, are și smochină și are o bază lemnoasă, are vetiver, cedru și tonka. Am o pisică pe aici, pe lângă mine, care se tot batoarce, ba se plimbă, ba sare. Deci dacă auziți zgomote pe fundal, pisica mea face aceste zgomote. Îmi place, dar nu l-aș cumpăra neapărat și ca și notă, ce notă să-i dau eu? I-aș da un 8. Un 8, dar mai mult pentru calitate decât pentru miros. Hai totuși să dăm niște note așa mai pe preferințe, pentru că în general vă uitați la mine dacă rezonăm și i-aș da totuși un 7. Un 7, da. Nu este genul meu de parfum. Trecem mai departe la Diva Rouge de la Emmanuel Ungaro. Este cea mai nouă lansare Emmanuel Ungaro. Are o sticlă foarte frumoasă și l-am mai testat. Are o deschidere de citrice și strugurei roșii, are floare de migdal. Îmi place foarte mult floarea de migdal în parfumuri. Are iasomie și caisă și în bază avem boabe, tonka, vetiver și cedru. Este un parfum cu o deschidere în care nu simt citrice, nu-l simt citric. Îl simt mai mult floral, se simte floarea de migdal foarte frumos. Iasomia se dezvoltă cam diferit așa pe hârtie față de cum se dezvoltă pe piele. Ia să vedem. Este dulceag, este lemnos. Da, gata, încep să-l simt și pe hârtie așa cum l-am simțit pe piele. Îl simt un pic spicy, nu știu de la ce, dar e dulce, lemnos, are combinația asta de flori foarte plăcută. Deci nu simt citrice, îl simt fructat, lemnos, floral, elegant, feminin. Nu este foarte, foarte intens,
cel puțin așa simt eu din mostra aceasta. Mi se pare un parfum potrivit pentru primăvară, vară, nu văd de ce nu ai putea să-l porți vara, pentru perioada ceva mai caldă, zic eu. Și i-aș da nota 8. Da, chiar i-aș da un 8. Îmi place, mi-ar plăcea să fie un pic mai intens. Și îmi place izul acela spicy pe care îl simt în el. Nu știu de la ce vine, dar îmi place. Continuăm cu un parfum de la Carolina Herrera, Very Good Girl, este pantoful roșu. Îmi place foarte mult pantoful roz, blush. Eu l-am mai testat și pe acesta. Este un parfum fructat proaspăt. E o combinație de fructe roșii în deschidere. Avem și trandafir și o bază vanilată și vetiver. Să știți că nu prea mă atrage parfumul acesta, nu știu de ce, nu... Mi se pare destul de generic. În general nu mă atrag parfumurile de la Carolina Herrera Pantofiori. Nu prea mă atrag, nu știu, nici sticlele nu prea mă atrag. Dar cel roz chiar îmi place, are un miros cu bujor, îmi place foarte mult. Lui i-aș da un 9,5 la cel roz, iar la acesta i-aș da un 7. Îmi plac, dar nu sunt parfumuri pe care să le vreau neapărat în colecție. Și trecem și la Carolina Herrera Very Good Girl Glam. Este cel vișiniu. Cred că acesta îmi place ceva mai mult. Din ce știu eu, când le-am testat înainte, da, îmi place mai mult acesta. Parcă este mai plin, așa, mai dens. Acesta este cel cu cireșe și migdale. Avem și în el în mijloc flori și o bază de vanilie de bourbon și vetiver. Da, este mai plin, mai migdalat, mai dulce. Îmi place, nu știu, parcă nu simt chiar notă de cireșe cum simt în alte parfumuri, dar e mai frumos. Îi dau și lui un 8. Cred că așa pentru primul clip de genul acesta sunt notele cam mari. Ce ziceți voi? Ce ziceți voi? Următorul parfum este Angel Elixir. Un parfum foarte frumos. Foarte frumos. Între pantofii de la Carolina Herrera și Mugler, clar aș alege Mugler, pentru că îmi plac mai mult parfumurile astea. Avem așa, în deschidere, piper roz, iasomie, ylang ylang, lemn de santal și floare de portocal. Îmi place foarte mult deschiderea. Are o deschidere piperată și mie îmi place foarte mult piperul roz în parfumuri. Știu că se dezvoltă destul de floral, că se simte floarea de portocal la un moment dat destul de bine și iese în evidență și cumva când se usucă mă duce cu gândul și la alte parfumuri. Este un parfum frumos și chiar o să-i dau o notă mare pentru că mi l-aș lua în colecție. Nu știu, să zic 9,5. Da. Este un parfum purtabil, un parfum plăcubil, iubibil. Nu ai cum să dai greș cu el. Și ultimele două parfumuri despre care vorbim sunt de la Guerlain. Avem așa. Jasmine Grandiflorum este extract și vorbim și despre Iris Torefie, tot de la Guerlain. Hai să începem cu Jasmine Grandiflorum. Este un parfum floral și despre care noi până acum nu am mai vorbit, l-am mai testat o singură dată și pe el. Se deschide floral. Floral, este o aromă de iasomie naturală și intensă. Și în acest parfum, clar, iasomia este vedeta, iasomia predomină, este un parfum floral intens, puternic, un pic așa verde, să zic. Simt acolo niște frunzulițe, nu știu ce note are. Nu este un parfum care mi se potrivește, clar, pentru că îmi plac parfumurile florale dulci, floral, nu știu, orientale, în fine. Dar parfumurile astea naturale, florale, cu o dulceață subtilă dată de floare mai mult, nu este chiar un parfum pe care l-aș cumpăra în niciun caz și de aceea o să-i dau nota 7.
Asta pentru că nu mi l-aș aduce în colecție și este o notă dată pentru după preferințele mele. Ca așa dacă dau o notă după calitate, pentru că eu chiar dacă nu mi-aș cumpăra un parfum pentru că simt că nu mi se potrivește, pot să apreciez calitatea, pot să observ asta și da, este un parfum frumos de calitate și pentru asta i-aș da nota 10, dar dacă vine vorba de preferințe, nu. I-aș da nota 7. Cred că o să mă înjurați după clipul acesta, dar asta este. Și ultimul despre care vorbim este Iris Torefie de la Guerlain. Am dat eu și în cutiuță să văd dacă mai miroase. Nu-mi dau seama, am dat de ceva timp. Ok, hai să-l testăm și pe acesta. Să știți că o să și port aceste mostre pe care le am. Am un dispozitiv de folosit mostre foarte interesant. O să vi-l arăt într-un clip la un moment dat, dacă nu-l știți. Dar este de la Paco Rabanne și e foarte mișto dispozitivul pentru mostrele astea originale. Iris, 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 Iris. Îmi place mai mult acesta decât cel cu Iasomie. Da, este un iris natural, plăcut. În acesta, clar, irisul predomină și văd eu că în deschidere are cardamom, cafea și bergamot. Nu pot să zic că simt cafea. Simt iris. Iris și cred că se simte și ambreta asta în combinație cu iris. El are și pielărie în bază, are ceai, vanilie și ambră, dar totuși predomină irisul. Este o piele foarte catifelată acolo pe fundal, foarte fină. E foarte frumos parfumul acesta, o să-i dau 9 dacă vine vorba de preferințe și 10 pentru calitate și acesta chiar îmi place mai mult decât Iasomie. Îmi plac parfumurile cu iris, îmi plac parfumurile pudrate, nici aici nu regăsesc așa o dulceață din aia de care prefer eu în parfumuri. Este un parfum mai natural, mai serios, mai elegant, mai sofisticat, așa îl văd așa de un eveniment, poate un eveniment de zi, nu neapărat de seară, ca să vă faceți voi o idee, dar e foarte frumos și cred că se și dezvoltă foarte frumos. Nu am apucat să le port așa ca să-mi dau seama cum le simt eu în aer, dar se dezvoltă frumos și îmi place foarte mult acesta. Chiar e frumos. Nu mi-aș lua neapărat o sticlă full size, dar l-aș purta cu plăcere, îl port pe acesta, o să-l port, dar îmi place cum miroase, chiar îmi place. V-am zis, 9 dacă vine vorba de preferințe și 10 pentru calitate. Este un parfum frumos. Da, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut clipul acesta și că mai vreți ca să mai revin și cu altele. Spuneți-mi ce note ați dat voi acestor parfumuri, dacă le aveți în colecție sau să, nu știu, să dați note la parfumurile pe care le-ați testat sau le aveți în colecție. Aștept părerile voastre, dacă vreți să mai fac seria aceasta, să o continui și noi ne vedem în curând cu un video nou. Însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să lăsați un like și să împărtășiți și cu prietenii voștri. V-am pupat! Pa, pa!